învățăm meciul de mâine cu Hermannstadt Sibiu, mai ai Constantin antrenorul principal, mai ai jos Kindri și Cosmin Tucaru. Așteptări și aștept o reacție bună de la jucătorii noștri și un rezultat pozitiv. Ne va aștepta un meci destul de dificil având în vedere acest play-off. Știm că am avut un mic accident etapa trecută. Sperăm să fi învățat din acest accident și mâine seară să nu mai facem niciun fel de pas greșit. Este o echipă bună din toate punctele de vedere, dar eu cred că avem și o revanșă de luat pentru că ne-am învins în campionatul regular și trebuie să avem o mult mai mare determinare și să luăm cele trei puncte puse în joc. Din punctul meu de vedere, Hermannstadt este o echipă foarte omogenă, organizată foarte bine atât defensiv cât și ofensiv, cu jucători buni, care pot face diferența, dar din punctul meu de vedere, grupul pe care l-am creat noi aici și echipa pe care o avem ar trebui să demonstreze că noi suntem mai buni ca ei, să arătăm că meciul de la Steaua a fost o întâmplare și, după cum a zis și Marius, să avem de luat o revanșă față de ei. Deci am greșit grav de tot, am greșit la meciul ăsta. Trebuie să fim pozitivi, fotbalul nu-ți dă timp să ai răfuieli, să te cerți. Vedeți că la 3 zile vine un meci la fel de important ca și cel de sâmbătă. Trebuie să lăsăm ce a fost în urmă și să venim pozitiv cu toții și să reușim să ne strângem. În cadrul grupului a intrat o viroză, ceva de genul ăsta, și cred că până acum am avut mai bine de 14-15 jucători care au avut probleme mari, asta însemnând scoși din antrenament 3-4-5 zile, febră. 14 sau 15 jucători care au avut probleme, scoși din antrenament unii și o săptămână au stat primii, restul 3-4 zile, cu febră, cu frisoane, cu dureri de cap, de gât, cu toate cele. Deci n-am trecut niciodată, nu-mi place să mă plâng, nu caut scuze. Din punctul meu de vedere, ținând cont prin tot ce am trecut la meciul ăsta, Sibiu pleacă favorită, fără nicio discuție, pentru că n-au probleme de niciun fel din punctul ăsta. Nici pentru mâine nu știu ce 11 o să pot face, stau tot timpul în contact cu asistentul medical și îmi spune care e situația, care e starea. În momentul ăsta avem 3 sau 4 jucători cu probleme, sunt sigur că suporterii vor fi mulți în tribune, nu vrem să-i dezamăgim din nou. Îi aștept în număr cât mai mare să ne încurajeze pe durata meciului și să încercăm împreună să facem un rezultat bun. Niciodată de când ai venit la conducerea acestei echipe, nu ai spus că Petrolul pleacă mâine nefavorită. Cu șansa, doar. Nu cred că ar trebui să fie panică, v-am spus, vreau să fiu corect, nu vreau să mă plâng, nu vreau să caut alibiuri pentru jocul de mâine, îl pregătim cât putem de bine, dar ne-am confruntat cu probleme mari, mari de tot. Ne-am gândit mult și la chestia asta. Schimbări vom face doar în funcție de ce ne oferă gripa. Da? Cu Avram ai avut o discuție și a revenit din punct de vedere moral? Cu Avram am discutat și eu, a discutat și Cătălin Grigore, antrenorul de portari. Trebuie să-și revină. Nu e loc de ce facem. Adevărul că greșeala lui e destul de urâtă, se vede destul de urât, dar până a greșit el, au fost 3-4 jucători care ar fi putut să facă ceva să nu se ajungă la greșeala aia. La portar se vede imediat. Nu e de condamnat Avram, pentru că dacă ne uităm în urmă, a făcut multe meciuri bune și datorită lui suntem în situația asta, așa că trebuie să-l încurajăm să fim alături de el. Dar e cineva de condamnat? Dacă e să o luăm așa, eu sunt primul și principalul vinovat. Hai să știi. Da. După aia noi le-am discutat aici și au văzut fiecare ce a greșit și unde a greșit. Experiența promovării cu Mionde, da. Cum crezi că ar trebui echipa să manageriezi acest
play-off? Se va juca până în ultima etapă? Da, suntem convinși că promovarea se va juca până în ultima etapă, dar noi trebuie să fim liniștiți, să ne facem jocul nostru obișnuit pe care l-am făcut până la începerea acestui play-off și cu abnegație și determinare sunt sigur că ne vom atinge țelul propus, acela de a promova. Joacă mâine, Cosmin? Întrebați gripa. Crisi de răcie? Am avut și eu probleme la începutul săptămânii trecute. Am avut febră, frisoane, tuse foarte puternică, dar am trecut pe... Sunt un pic trist că n-am putut să le aducem o bucurie sâmbătă, pentru că ei își doreau foarte mult un rezultat pozitiv. Mi doresc alături, așa cum au fost întotdeauna, și să ne susțină până la capăt, să creadă în noi. Mare, unde crezi tu că Olaru ar da cel mai bun anul? Unde e nevoie de Olaru? Poate să joace și fundaș central, și fundaș dreapta, și... Te întreb pentru că la un moment dat pe vremea lui Stoican era aproape să plece la... să fie dat la Bejoi și Stoican a avut nevoie, l-a băgat în echipă și de atunci nu a mai ieșit. Ca fundaș la marcaș. Oli e util oriunde. În lotul ăsta, Oli e un jucător de echipă și un lot extraordinar. Deci nu s-a pus niciodată problema ca el să plece de lângă noi. Chiar am avut o discuție cu el în iarnă și l-am sfătuit să rămână și să sărbătorim împreună promovarea, pentru că el practic e de la început aici, a prins fiecare sezon și ar fi bine și pentru el să se bucure de această promovare. Când ai vorbit ultima dată cu Marius, cum îl dărășeam? Am pus pariu afară. Cine îmi pune întrebarea asta? Duminică am vorbit. Am vorbit duminică, după ce s-a terminat meciul de la Slobozia. Bine. Ne-am bucurat de rezultatul ăla împreună și acum să ne rupem căpățâna unul la altul. Ce așa zici? Păi așa o să fie, da. E un meci care pe care, nu, glumesc așa, între ghilimele, cu rupt căpățâna. Am mai zis-o, cred că după meci, nu? Că m-a întrebat cineva. Nu, e meciul meu cu Măldărășan. Așa cum eu îmi doresc să-l bat și el își dorește să mă bată, mai ales că acum ne prinde și în situația asta. Ei au avut programul mult mai accesibil, au avut și două zile în plus de recuperare după joc, dar nu ne plângem. O să facem tot posibilul să-l facem să plece trist după meciul ăsta. Ce trebuie să faci ca să te concentrezi în fața porții să nu mai ratezi? O spun la modul general, având în vedere ocaziile din game, ce neapărat. Păi în primul rând trebuie să fim 100% de la începutul săptămânii, de la primul antrenament de luni până la ora meciului trebuie să fii 100%. Altfel nu vei putea să marchezi gol sau să oferi un assist sau... Trebuie să fii 100% pe tot parcursul săptămânii ca să poți să... Deci altfel se poate întâmpla să ratezi. Exact. Tu ai o viteză de gândire de bordantă. Mie îmi place foarte mult cum judeci fazele. Mulțumesc frumos. Și îmi doresc foarte mult ca să arăți treaba asta mâine. Adică eu vreau mai mult decât oricând victoria mâine. Asta mai mult decât n-ai. Nu cred că vă doriți mai mult. Mai mult decât n-ai. Nimeni nu-și dorește victoria asta mai mult decât mine. Vă dau garanție. Ok. De ce n-ai? Pentru că avem nevoie de 3 puncte azi. Asta, da, da. Și alte... Fără explicații. Înțelegeți ce vreau să spun. Mare, tu zici că echipa și-a mai pierdut din șansă? Oricât am vrea să spunem... Nu cred că și-a pierdut din șansă, pentru că suntem tot pe primul loc, suntem tot la mâna noastră și vrem să rămânem acolo până la finalul campionatului. Nu cred că ne-am pierdut din șansă. Doar că se mai întâmplă campionatul într-un an să mai faci și accidente și sperăm să fie ultimul și să ne păstrăm poziția până la sfârșitul campionatului.